Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor și Duhului tău. Din Sfânta Evanghelie de la Luca citire. Slavă ție, Doamne, slavă! Domnul, vedeți să nu fiți amăgiți, căci mulți vor veni în numele meu zicând, eu sunt și vremea s-a apropiat. Nu mergeți după ei, iar când veți auzi de războaie și de tulburări, să nu vă înspăimântați, căci acestea trebuie să fie întâi, dar sfârșitul nu va fi curând. Atunci le-a zis, se va ridica neam peste neam, și împărăție peste împărăție, și vor fi cu tremure mari, și pe alocuri foamete și ciumă, și spaime și semne mari din cer vor fi. Dar mai înainte de toate acestea, își vor pune mâinile peste voi și vă vor prigoni, dându-vă în sinagogi și în temnițe, ducându-vă la împărat și la dregător pentru numele meu. Și va fi vouă prilej de mărturisire. Puneți deci în inimile voastre să nu gândiți mai înainte ce veți răspunde, căci eu vă voi da gură și înțelepciune, căreia nu-i vor putea răspunde nici sta împotrivă toți potrivnicii voștri. Și veți fi dați și de părinți și de frați, și de rudenii și de prieteni, și vă vor ucide dintre voi, și veți fi urâți de toți pentru numele meu. Însă niciun fir de păr din capul vostru nu va pieri. Prin răbdarea voastră veți dobândi sufletele voastre. Iar când veți vedea Ierusalimul înconjurat de oști, atunci să știți că s-a apropiat pustirea lui. Atunci cei din Iudeia să fugă la munți, și cei din mijlocul lui se iasă din el, iar cei de prin țarini să nu intre în el. Căci acestea sunt zilele răzbunării, ca să se împlinească toate cele scrise. Dar vai celor care vor avea în pântece și celor care vor alăpta în acele zile. Iar atunci va fi strâmtorare mare pe pământ și mânie împotriva acestui popor.
și vor cădea de ascuțișul sabiei și vor fi duși robi la toate neamurile. Iar Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri până ce se vor împlini vremurile neamurilor. Și vor fi semne în soare, în lună și în stele, iar pe pământ spaimă între neamuri și nedumerire din pricina vuietului mării și al valurilor. Iar oamenii vor muri de frică și de așteptarea celor ce au să vină peste lume, căci puterile cerurilor se vor clătina. Atunci vor vedea pe Fiul omului venind pe nori cu putere și cu slavă multă. Iar când vor începe să fie acestea, prindeți curaj și ridicați capetele voastre, pentru că răscumpărarea voastră se apropie. Și le-a spus o pildă: vedeți mochinul și toți copacii, când înfrunzesc aceștia văzându-i, de la voi înși vă știți că vara este aproape. Așa și voi, când veți vedea făcându-se acestea, să știți că este aproape împărăția lui Dumnezeu. Adevărat, adevărat grăiesc vouă, că nu va trece neamul acesta până ce nu vor fi toate acestea. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Luați seama la voi înșivă, ca nu cumva să se îngreuieze inimile voastre de îmbuibare și de beție și de grijile vieții acesteia, iar ziua aceea să vină peste voi fără de veste. Căci ca o cursă va veni peste toți cei ce locuiesc pe fața întregului pământ. Privegheați, deci, în toată vremea, rugându-vă. Ca să vă întăriți să scăpați de toate acestea care au să vină și să stați înaintea Fiului Omului. Slavă ție, Doamne! Slavă!